Salut! Hey! Hello! Bine te-am găsit la un nou video. Mă bucur să te văd. Am cam lipsit cu contentul de pe YouTube, dar am fost activă pe TikTok și pe Twitch. Iar între timp m-am dus la o școală de vară în Budapesta, pe vrăjitorie. Da, ați auzit bine, de astăzi sunt oficial Certified Witch. În acest video vor apărea anumite imagini sau simboluri extremiste, problematice, dar care sunt folosite cu scopul de învățare sau mai degrabă dezvățare. Povestim despre dog whistle-uri și cum să le depistăm, cum să ne dăm seama când ceva împachetat aparent naiv, de fapt, poartă un mesaj de ură în spate. M-am gândit să fac acest video pentru că am văzut un TikTok care tot circula și pe care dacă nu l-ați văzut o să-l explic imediat. Și în special pentru că m-am gândit că în România content de genul niciodată nu strică. În acest TikTok sunt niște persoane care stau la o masă și care sunt întrebate care sunt convingerile lor politice. Și ei răspund de la right libertarian, libertarian, neoliberal, până când ajungem la unul dintre ei care spune că vrea ca trenurile să ajungă la timp, adică I just want the trains to arrive on time. Și care este un dog whistle fascist? I just want the trains to arrive on time sau vreau ca trenurile să ajungă la timp este un dog whistle fascist care era folosit ca lozincă în era lui Mussolini sau mai degrabă era folosit de către susținătorii săi prin care îi scuzau atrocitățile comise prin faptul că spuneau da, păi au făcut niște chestii nasoale, dar măcar a făcut ca trenul să ajungă la timp. Ceea ce este un mit care a fost până la urmă dovedit ca fiind greșit, în sensul că trenurile și șinele sau, mă rog, infrastructura a fost pusă pe picioare și a mers foarte bine, cu puțin timp înainte ca Mussolini să preia puterea în 1920. Dar până la urmă, felul în care el a ajuns la putere este prin propagandă și publicitate, care se pare că merge mai departe de moartea sa. Acest dog whistle era în special folosit pentru a arăta cum dictatorul s-a folosit de infrastructură pentru a comite atrocități, dar care erau apoi scuzate sau mușamalizate pe acest principiu că a făcut bine unei anumite părți ale lumii. Până la urmă, ce sunt dog whistle-uri și cum ne dăm seama de ele? În română nu există un termen anume, în engleză poartă denumirea de dog whistle, dar cred că cu toții și cu toate putem să ne gândim la mesaje, imagini, memes care se încadrează la dog whistle-uri, care sunt niște medii care poartă niște mesaje de ură în spate, de obicei homofobe, antisemite, dar care pot fi ușor de recunoscut. Tocmai de aceea termenul se numește dog whistle pentru că reprezintă un fluier de câine care are frecvență foarte înaltă, ce nu poate fi auzit de orice om. În acest fel, termenul este o unealtă politică, o unealtă de propagandă prin care anumite grupuri, de obicei fasciștii, se recunosc între ei, se identifică fără să fie foarte evidenți. Asta este una dintre chiar tacticile lor prin care încearcă să normalizeze aceste comportamente, aceste valori, încearcă să creeze o zonă de asta gri, în care pare normal, în care dacă le atrage atenția că ceva este dog whistle fascist, ei îți vor răspunde cu nu e chiar așa, e normal, e doar o glumă, exagerezi. Ceea ce apoi te pune să te gândești dacă e chiar așa cum crezi tu sau dacă exagerezi. Și asta este o tactică. Termenul a prins popularitate în special în 2005 la campaniile electorale din UK, în care Partidul Conservator, care și-a făcut un slogan Are you thinking what I'm thinking? Adică te gândești la ceea ce mă gândesc și eu, și care era un răspuns imediat la felul în care Partidul Muncii, Labour, ajuta și susținea venirea imigranților sau refugiaților în Marea Britanie. Sloganul era folosit în special pentru a găsi susținători care sunt împotriva mesajului Partidului Muncii, a Labour-ului, și care voiau să se regăsească unii pe alții. Cum ne dăm seama de aceste zicale? Cum le identificăm? Există mai multe elemente pe care le putem regăsi discursiv dacă stăm un pic să fim atenți, adică dacă aruncăm așa o lupă, pentru că este foarte ușor să fim păcăliți, mai ales dacă nu avem ochiul format în acest sens,
foarte multe mesaje, putem să fim de acord cu ele fără să ne dăm seama. Pentru că sunt create și împachetate în acest fel încât să pară agreabile, în care să fie naive și inocente, dar de fapt nu sunt naive și inocente. Primul element mare pe care îl putem regăsi, de care ne putem da seama, este într-un discurs când cineva menționează civilizația vestică sau valorile vestice. De obicei, când cineva spune că valorile vestice sunt mai bune sau că, vai ce bine, erau anumite timpuri apuse, de obicei este un dog whistle fascist. Pentru că această persoană idealizează niște valori problematice cu care se regăsește. Respinge modernitatea. Termenul de civilizație vestică sau valori vestice reprezintă un dog whistle fascist pentru că semnalează grupuri de oameni care își doresc ca cetățenii din națiunea lor să fie cetățeni adevărați, adică albi. Punctul este centrat pe acest declin al societății vestice și în special acest discurs apare în momentul în care mai multe țări primesc refugiați sau imigranți în țările lor. Iar fasciștii recur la acest dog whistle pentru că nu vor să pară foarte pe față ca fiind rasiști. Umberto spune că pentru a depista un fascist e de ajuns să-l auzi vorbind despre refuzul modernității, că totul din cultura dominantă e de rău, ceea ce duce la o depravare a societății. Al doilea element discursiv de care ne putem da seama este familia tradițională. Aparent inocentă, ideea de familie pare, până la urmă, un punct care poate să sensibilizeze mai multă lume, cu care lumea se poate identifica pentru a mobiliza mase cu care să se identifice, și anume familia. Însă devine un dog whistle fascist în momentul în care fasciștii spun lucruri de genul că trebuie readuse valorile familiei tradiționale, familia nucleară este principală, familia trebuie formată dintr-un bărbat și o femeie, că trebuie salvate femeile și copiii. Pare cunoscut până acum mesajul, așa-i? Această familie tradițională care aderă la aceste valori tradiționale face ca restul care nu se încadrează în această cutiuță să fie până la urmă outsideri. Și outsiderii de obicei sunt comunitatea LGBT, mișcările feministe, care devin niște țapi spășitori pentru orice problemă în societate, sau imigranții, sau refugiații, sau completați voi cu absolut orice. În ciuda ceea ce susțin aceste grupări de extremă dreaptă, familia tradițională este până la urmă o invenție relativ nouă, pentru că în trecut, înainte, familia era formată din mai multe generații. Era o gospodărie în care creșteau mai multe generații, care se ajutau între ele, în care fiecare avea un rol foarte bine definit. La fel cum, cum este această zicală, îți trebuie un sat întreg pentru a crește un copil. Așa se întâmpla înainte, în care fiecare avea un rol. Cineva creștea, nu știu, roșiile, cineva se ducea să aducă apă, cineva avea azi grijă de copil și așa mai departe. Ceea ce este contrar acestei familii tradiționale, care devine un scut din nou pentru felul în care societatea se degradează. Există această plusare în care familia tradițională este formată din el, care este acest macho care merge și cucerește și aduce bani acasă, iar ea stă acasă, face copii și crește copii. Engels spune însă că monogamia și căsătoria sunt strâns legate de momentul în care pământurile devin privatizate, iar relațiile, sau cel puțin căsătoria, devine o tranzacție economică între familii. Nu este de mirare că de foarte multe ori la marșurile LGBT vedem și mișcările de dreapta, anume marșul acesta al normalității, deși nu știm ce este normal, marșurile la care de obicei vine noua dreapta sau grupurile extremiste la care putem să vedem simboluri fasciste sau chiar tricouri cu Zelea Codreanu, care știm bine cine a fost, în care până și primarul Clujului, adică Emil Boc, în mai mulți ani, acum vreo 2 sau 3 ani, nu a dat voie marșului LGBT să fie în centru, însă a aprobat ca marșul normalității să fie în centru, adică în Avramiancu, unde s-a desfășurat noua dreaptă după Bunul Plac, unde au fost diferite simboluri fasciste, naționaliste, creștine și așa mai departe. Punctul 3 și ultimul din această catalogare este ordine și disciplină.
Probabil că ați mai auzit această zicală, această vorbă și nu v-a părut nimic dubios. Zicala de ordine și disciplină sau law and order, care este folosit pentru a legitima violența cu care statul poate să acționeze. Chiar de a plusa pe faptul în care regulile trebuie urmărite cu strictețe, iar în momentul în care se iese din această strictețe, vin la cutie, vin la pachet foarte multe pedepse. Iar aceste grupări, dacă nu se identifică cu dreptatea servită de către stat, își iau dreptatea în propriile mâini și încep ei să-și formeze această dreptate în care se simt îndreptățiți să pedepsească și să construiască un inamic, un dușman colectiv. Și știm foarte bine că de obicei inamicul colectiv sunt cei care se opun acestor valori vestice a familiei tradiționale și acestei ordine și discipline, care, cum am menționat, sunt grupările queer, mișcările feministe, refugiații sau alte grupări sau alte minorități. Unde putem să găsim dog whistle-uri? Un caz foarte celebru este acela al mimului cu Pepe the Frog, care a fost creat, deși nu neapărat intenția autorului a fost aceea, dar cu toate astea, anumite grupări extremiste de dreapta l-au captat pe Pepe the Frog și l-au folosit pentru a transmite ura, mesajele antisemite și așa mai departe, prin acest mim. Nu știu cum mai este acum, dar prin 2016-2017, în România era foarte popular umorul alternativ și edgy, și acest tip de umor de obicei era fructificat și chiar încurajat pe anumite medii, cum era, de exemplu, 4chan, uneori pe Reddit, dar mai ales pe 4chan. În prezent nu știu exact dacă se mai întâmplă la fel, dar știu că în acei ani era destul de un mediu foarte propice pentru astfel de memes, glume, să zicem, dubioase. Mai sunt cazuri și de persoane care își pun la avatar sau la profil poze cu fetițe anime și care photoshopează diferite simboluri naziste, fasciste sau problematice, iar în momentul în care confrunți, îți vor da reversul acela cu ți se pare, exagerezi, e doar o glumă. Dar știm cu bine că o glumă nu e doar o glumă, ci are foarte mult substrat politic. Nicolas ne spune că fascismul de obicei crește organic din democrația burgheză, iar procesul de tranziție de la o dictatură burgheză la forme de represiune sunt în esență o democrație burgheză. Germania ne arată cum până la urmă trecerea de la o democrație la un regim fascist este un proces organic care ne arată cum anumite particularități explodează sau anumite evenimente surprinzătoare, neașteptate, care se pot întâmpla gradual și direct. Într-un interviu, Nancy Fraser este întrebată dacă vede victoriile feminismului din anii 60-70, a protestelor din anii 60-70, ca extensie a ceea ce se întâmplă astăzi. În sensul că, de exemplu, azi nu mai avem la fel de mult sexism, dar totuși avem parte de remarci și așa mai departe, de sexism în societate. Sigur, nu mai este la fel de rău, dar este destul de prezent. Iar ea răspunde că părerea mea cu privire la victoria feminismului sau a oricărei mișcări progresiste este că mai degrabă s-au schimbat anumite mentalități. Oamenii sunt mult mai conștienți astăzi, dar cu toate astea, structurile de putere, instituțiile și diferite practici din viețile oamenilor au rămas cam la fel, adică neschimbate. Oamenii sunt conștienți că multe lucruri din trecut sunt greșite, cum ar fi felul în care soții își abuzau nevestele sau așa mai departe, dar cu toate astea nu există nicio schimbare la nivel de implementare a unor legi mai egalitare sau mai echitabile. Și în acest sens, tot Nancy Fraser explică în cadrul interviului cum există acest neoliberalism progresist, știu că sună oximoron, dar tot ea explică cum acest tip de regim politic este foarte ancorat în a da bine, a părea progresiv și tocmai de aceea este atent la nemulțumirile sau la neajunsurile comunității queer sau atent la inegalitățile
dintre femei și bărbați, dar cu toate astea, la fel cum spune și Nancy, foarte multe structuri de putere rămân și astăzi destul de vii, ceea ce face ca nu toată lumea sau nu la fel de multă lume să beneficieze de schimbări până la urmă. Pentru că în loc ca proiectele să fie investite cu bani către comunitatea queer sau comunitatea cu disabilități sau așa mai departe, de obicei profitul vine din felul în care este investit în corporații, în instituții, în structuri de putere. Aici am făcut eu o schemă după ce am citit Intersecționalitate, această carte minunată, iar acest grafic l-am făcut după ce am citit. Nu este neapărat din carte, dar ideile sunt preluate din carte. Și bineînțeles că nu pot să vorbesc de structuri de putere și hegemonie fără să îl pomenesc pe Gramsci, care ne spune că hegemonia înseamnă un proces prin care clasa dominantă și propria ei dominație pare naturală prin felul în care își instalează și setează presupoziții și presupuneri despre propriul fel de a vedea lumea ca fiind un sens comun pentru toată societatea. Din 2018 și până în prezent, avem foarte multe țări care sunt conduse de grupuri de dreapta, de mișcări extremiste, fie sunt de dreapta, fie naționaliste, fie xenofobe, fie toate trei. Printre ele se află Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Italia, Slovacia, Grecia, Polonia, Ungaria, chiar și România, Franța, Germania. În Franța, de exemplu, există Frontul Național, care este condus de Marine Le Pen, care a luat un procentaj foarte mare, cum nu s-a mai întâmplat până în prezent, care s-a apropiat foarte tare de partidul Macron la alegerile trecute. În Germania există alternativ Für Deutschland, care a luat 13% în 2017. În Polonia există foarte multe mișcări de dreapta și extremiste care își cam spun cuvântul, în sensul că au creat aceste zone anti-LGBT, unde se întâmplă foarte multe violențe care sunt justificate și trecute cu văzul ca fiind ceva normal. Partidele de dreapta, PiS, imagine să fii partid de dreapta să te cheme PiS. Să ai acronimul PiS. Aceste partide încurajează discursuri xenofobe. În Ungaria există două partide de dreapta care sunt la conducere, anume Jobbik și cel condus de Viktor Orban, care este Fidesz. În România avem AUR, mișcarea aceasta, și Noua Dreaptă. Pentru Lefevre, fascismul reprezintă cea mai extremă formă de capitalism, cea mai extremă formă a capitalismului. Toată această creștere nu e doar o amenințare pentru drepturile sociale, civice și democratice, este chiar o amenințare pentru demnitatea umană. Ideea cu care aș vrea să plecați din acest video este că contează foarte tare contextul și nuanțele, pentru că nu orice poate să fie dog whistle. Pentru că dacă spun că aș vrea ca trenul meu să ajungă la timp ca să prind următoarea legătură, înseamnă doar că vreau să ajung cât mai repede la destinația mea. În schimb, când cineva te întreabă strict care este ideologia sau care sunt valorile tale politice și tu spui aș vrea ca trenul să ajungă la timp, este clar ce nuanțe sunt implicate acolo. De aceea nuanțele și contextul contează foarte tare. Fascismul apare într-un context anume, nu apare peste noapte, nu apare așa din senin, ci gradual el iese prin tot felul de crăpături, la care cred că este foarte important să fim atenți, atente, atentix. Sper ca prin video meu să aveți la îndemână mai multe unelte prin care să înțelegeți cum funcționează aceste mesaje, aceste produse ale propagandei, și să avem grijă unii de alții. Până una alta, bash the fash. Aveți grijă de voi.